Secolul în sine a fost dominat, conform spuselor istoricilor și sociologilor, de trei mari revoluții. Este vorba de Revoluția franceză, 1789, dar urmările ei se simt și în secolul următor. Pe de altă parte, Revoluția romantică și Revoluția industrială. La aceste trei fenomene se mai adaugă la mijlocul veacului 1848, toți am învățat de ele la școală, revoluțiile pașoptiste. În contextul acesta, fața Europei se schimbă. Societatea trece printr-o serie de modificări și își face apariția fenomenul avangardei. Avangarda care în esența ei, vedeți dumneavoastră, este și artistică, ține de mediul artistic, considerăm în jurul anului 1850, scuzați-mă, că începe așa numita epoca picturii moderne. Dar, pe de altă parte, sunt mulți pictori, vedeți, integrați în acest curent al modernității, care au și opțiuni politice. Gândiți-vă numai la cel care deschide acest val al avangardelor, este vorba de Gustave Courbet, cu realismul și mai ales o pictură rămasă celebră, Atelierul Pictorului, unde se văd toate aceste, astăzi se află la Muzeul d'Orsay, unde se văd toate acele modificări politice, sociale. Acum, nu toți pictorii, nu toți artiștii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea au avut opțiuni politice, dar unii dintre ei, într-adevăr, au fost influențați de transformările din societate. Ar mai trebui reținut că în a doua jumătate a secolului crește foarte mult puterea presei. Informația circula mult mai ușor, curentele, opiniile pe undeva devin internaționale, pe undeva avangarda tinde să se internaționalizeze. Precursorul impresioniștilor a fost Edouard Manet, el nu expune niciodată alături de ei, dar pe undeva modul lui de a privi lumea, fenomen care se vede foarte bine în tablourile respective, pe undeva influențează acest grup de prieteni care se formează în jurul lui și vă invit să trecem, ca să aveți așa o privire de ansamblu, să trecem puțin pe un PowerPoint. Haideți să o vedem. Este din 1874, să o vedeți mai bine. Impression, deci vedeți, Impression Soleil Levant. Ce surprinde în fond? Surprinde un port și mai ales percepția pictorului despre un fenomen atmosferic. De la Manet, citire, pictorii epocii devin observatorii unor fenomene. Fie că sunt fenomene care țin de natură, este cazul impresioniștilor și mai ales impresia pe care fenomenul general, respectivul fenomen o exercită asupra lor, fie surprind fenomene sociale. Gândiți-vă la Renoir, care surprinde, de exemplu, diverse baluri, este faimosul bal din Montmartre. Așadar, privirea pictorilor este o privire de flaneur, ca să-l cităm pe Walter Benjamin. Ce înseamnă, în fond, o privire de flaneur? Observă fără să judece. Vedem fenomenul la Manet. Impresioniștii preiau această idee, acest concept. Pe de altă parte, ei sunt martorii, să știți, nu numai, și ne redau foarte bine spiritul epocii. Nu lucrează doar pe fenomenele naturii. Avem senzația că viziunea impresionistă este o viziune legată doar de fenomenele naturii, surprind în serii diverse, cum face Monet, diverse catedrale, diverse porturi, diverse zone. Dar, pe de altă parte, ei mai surprind și simbolurile modernității.
Și tot la Monet avem faimoasele serii dedicate, imediat vi le arăt, dedicate gărilor. Gara Saint-Lazare, fapt care îl va determina pe Zola, cel care a fost, să știți, Zola înainte să fie, îl știm toți drept un romancier și este asociat curentului realist, a fost și un critic de artă. Să știți, îl susține inițial pe Manet și după aceea pe impresioniști. Și uitați replica lui care este extraordinară, se aude șuieratul trenurilor care dau năvale, se vede un nor de fum în marile hangare. În fond, ce fac impresioniștii noștri? Surprind modernizarea Parisului. Parisul văzut în epocă drept un Babilon modern. Surprind transformarea unui oraș, surprind schimbările sociale, au un gust extraordinar pentru tot ce ține, vedeți, de modă, de și de plimbare în aer liber, de cum o clasă de mijloc își petrece vacanța, își petreceau timpul liber, vacanțele. Sunt și o serie de inovații tehnice, fiindcă am vorbit de revoluție industrială, ori apare tubul, de exemplu, cu vopsea și mult mai repede de culoare și mult mai repede puteai să mergi cu obiectele respective, să te duci să pictezi în aer liber, în măsura în care lucrează în aer liber, fiindcă gândiți-vă, de exemplu, la Degas. Degas lucrează în atelier, dar surprinde și el niște realități. Și care sunt realitățile pe care le surprinde Degas? Sunt în mod special cele din societatea pariziană, de la operă. Este pictorul prin excelență al balerinelor. Dar dacă ne uităm cu atenție, nu este numai grația și frumusețea lor, e și ceva din drama socială. Și vă invit la curs să vedeți drama prin care aceste tinere, superbe, elegante treceau, fiindcă este într-adevăr o dramă. Beau preia fenomenul acesta mult mai bine. Pe de altă parte, sunt multe doamne impresioniste care sunt atașate, le putem integra în acest curent. Poate cea mai cunoscută este Berthe Morisot și lui Morisot n-ar trebui să-i facem o mare nedreptate, să o asociem drept muza lui Manet și doar atât. Este cea care lucrează pe tușa aceea rapidă. Ai să senzația că pictura este neterminată, dar Morisot mai surprinde ceva. Și în picturile respective sunt multe dedicate idei de maternitate. Surprinde și statutul social al femeilor din epoca respectivă, modul cum sunt ele privite în societate. Așadar, sunt un grup de prieteni, abordează diverse teme care țin în fond de transformările societății în epoca 1865-1880, așadar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. El izbucnește în septembrie 1914, durează 4 ani, se încheie cu așa numitul sistem de la Versailles, care schimbă pe undeva fața politică a Europei. Dar primul război mondial, timp de 4 ani, a transformat de fapt spiritul european, a transformat nu numai spiritul european, conștiința lumii și am ales a tinerilor, a celor care au fost implicați în efortul de război. Este primul mare război tehnologizat. Este partea neplăcută, urmarea neplăcută a drama generată de Revoluția Industrială. Ormăcelul acesta tehnologizat și-a pus amprenta asupra minților și trupurilor oamenilor din acea perioadă. În contextul acesta, întorși după război, epidemia de gripă spaniolă. Sunt 10 ani de liniște. Și începând cu 1930, criza din state se repercutează în Europa.
În contextul acesta, oamenii privesc cu nostalgie către începutul secolului 20, sfârșit 19, început 20, considerând epoca respectivă drept o epocă fericită, frumoasă, grozavă. Pe undeva, fenomenul acesta există și astăzi. Întotdeauna ne uităm cu nostalgie către trecut, viitorul pare absolut minunat, prezentul este marea problemă. Așa au făcut și oamenii din perioada interbelică, au privit cu nostalgie către o epocă care a dispărut, unde totul părea așezat ca să într-o anumită ordine, ca să cităm pe Stefan Zweig în Lumea de ieri, când evocă Lumea de ieri și Viena sfârșitului de secol XIX și început 20, tocmai face referire la această lume, la o lume care a dispărut. În realitate, să știți că a avut și părți întunecate. Sunt crize economice, un antisemitism care capătă teren și este un adevărat crescendo. Lucrurile nu stăteau atât de bine pe cât și-au adus aminte după niște decenii oamenii epocii respective, dar ca orice mit a avut o viață lungă, a fost asociat în mod special și poate de aceea ne imaginăm atât de frumos, ne imaginăm că e o epocă extraordinară, o epocă absolut minunată, a fost asociată cu epoca aceasta, Belle Époque, a fost asociată cu curentul Art Nouveau, cu simboliștii, cu epoca simboliștilor, cu marile expoziții universale, mai ales cu triumful Parisului la 1900, cu apariția cinematografului la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu modernizarea rapidă și mai ales sunt anii aceia, așa să numiți, anii nebuni de dinainte de izbucnirea Măcelului. Fiindcă vrem sau nu vrem, mintea oamenilor s-a schimbat, societatea s-a modificat. Întotdeauna când povestesc de această epocă, mi-aduc aminte de ce spune, de ce își notase Picasso. Și spune, în septembrie 1914 i-am condus pe amicii mei la, se duceau în război, André Durand în special și Braque. Și nu ne-am mai revăzut niciodată, spune Picasso. În realitate s-au revăzut după război. Mulți spun, a uitat pictorul în sfârșit, a încercat să rescrie trecutul. Dar fere să vrea, a definit sfârșitul unei epoci, fiindcă cei doi vin profund afectați după front, lumea s-a schimbat, s-au revăzut, dar s-au revăzut într-altă lume. Braque, de exemplu, este puternic afectat de război, rănit. Pe undeva, banda lui Picasso, ca să folosim un termen din epocă, dispare în tranșeele primului război mondial. E foarte interesantă discuția aceasta despre jazz și despre, mă rog, este și un, să vă arăt și câteva imagini în primul rând, ca să vedeți, ca să știm așa puțin despre cum arăta, permitem să-ți caut imaginile respective și să ți le arăt cu review negru și ce se întâmplă, ce ascultau, cine sunt personajele din epoca respectivă. Mai precis, sunt americanii la Paris. Până spre sfârșitul secolului al XIX-lea, o secundă că s-a caut, gata, am găsit. Bine, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, muzica americană, să știți că este influențată de cultura europeană, de ce se asculta în Europa. Însă, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, apar în muzica americană ritmurile afro-americane. Mai precis, în New Orleans, este muzica moștenită,
moștenire în fond și istorică a sclavilor, ce asculta populația de culoare. Nu am neapărat un mare succes inițial în spațiul american, cum este și cazul, de aceea v-am arătat-o, pe Josephine Baker. Baker are un impact extraordinar în spațiul european. În spațiul american a dominat de segregare, de o serie de probleme, lucrurile nu merg bine. Și nu are gloria din Europa. Gloria îi vine în mod special, de aceea se și naturalizează și spune că nu are decât o singură dragoste, Parisul. Este privită Josephine drept, mai ales este dansul acesta din 1925, îl vedeți cu banane, sigur îl știți și ați auzit de ea, trupul acesta care este un trup care pare că vine dincolo de istorie, dar este și fascinația, să știți, intelectualilor, colecționarilor din epocă pentru artefactele venite din spațiul african, din afara Europei. Gândiți-vă 1907, domnișoarele din Avignon, când utilizează măștile africane Picasso. Este și fascinația pentru o muzică, pentru niște ritmuri care vin din afara Europei. În contextul acesta, jazzul prinde foarte bine în spațiul european. Sunt spectacolele Josefinei, faimosul Dans Sauvage. Pe de altă parte, sunt tot felul de cluburi de jazz și improvizațiile acelea jam session, de care sigur ați auzit, improvizații care aveau loc mai ales în diverse, cum este acesta, Le Bœuf sur le Toit, un bar, un loc de întâlnire, Cocteau, de exemplu, îl frecventează interbelic și chiar numeau acele improvizații Ferrand Bœuf. A rămas și astăzi termenul în cauză, face referire la improvizația din lumea jazzului. Pe de altă parte, gustul pentru jazz, pentru o muzică în fond profund modernă, pentru epoca respectivă, se dezvoltă și în jurul comunităților de americani în state. Epoca prohibiției, lucrurile nu merg atât de bine. Mulți dintre ei se refugiază, vin în Europa, care li se pare în continuare pentru americani, este scriitori și intelectuali și colecționari, călătoresc, își doresc să stea în Europa, mitul acesta există și astăzi, și aduc gusturi de acolo. Dar este și gustul acesta pentru exotic, pentru ceva ce se întâmplă în afara Europei. Deschiderea aceasta e foarte interesantă pentru o altă muzică, o altă cultură, alte colecții. Fenomenul acesta nu este nou. O prime deschidere, o mare deschidere a Europei către o altă cultură, și fenomenul acesta se simte și la nivelul picturilor impresioniste, s-a produs la mijlocul secolului IX. În a doua jumătate, mai precis, când Japonia se deschide către Occident. După Japonia sunt artele africane. După aceea, fascinația jazzului venită din state și mai ales a unei alte muzici, o muzică și de ritmurile acestea noi, să știți că mai apar și la Debussy, ritmuri îndepărtate dintr-o altă societate. Mai este fascinația pentru diverse tradiții locale, primitivismul rus, fenomenul acesta se vede cu paletele rusești. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Eu am încercat să vă dau așa câteva puncte de interes și de lectură. Tinerii întorși de pe front își afirmă independența față de cultura părinților. Replica este celebră. Am luptat pentru idealurile voastre, ne-am sacrificat, ne-am întors chiloziți de pe front, lăsați-ne să ne trăim viața așa cum ne dorim. Și în contextul acesta, moda se schimbă, privirea asupra trupului se schimbă, destinul feminin se modifică. Mai precis, doamnele care au contribuit la efortul de război, își doresc pe undeva
să ocupe prim planul vieții sociale, să se implice în societate, să nu mai fie, să spunem așa, zânele căminului, fiindcă așa erau numite în secolul al XIX-lea. În contextul acesta, conflictul apare relativ repede. Mai precis, este și o eliberare a trupului. Gândiți-vă la moda băietanelor, ce vedeți dumneavoastră aici, rochile acelea, sac cu talie joasă, mult mai scurte. Este epoca Chanel, doamnele își tund părul, numai că se tund, dansează, duc o viață liberă, își doresc să lucre, își doreau multe dintre ele să lucreze, să aibă un serviciu, așadar să fie plătite și implicit să ducă o viață independentă. Un scandal interesant în epocă și vine aici paradoxul de la un personaj care deja căpătase, primise legiunea de onoare, era un romancier bine privit. Este vorba de Victor Marguerite, La Garçon, anii 20. De ce încerc să vă explic acest conflict? Pentru simplu fapt că numele, titlul acestui roman, La Garçon, s-ar traduce din franceză băietana. Marchează un fenomen care nu ține doar de modă, ține de societate, de acele tinere androgine moderne care dansează, fumează, se tund și nu mai recunosc gusturile și cultura mamelor. Se orientează către altceva. Sunt în fond niște femei care încearcă să-și trăiască și sexualitatea liber și fenomenul acesta se vede dacă citiți romanul Băietana, un roman de moravuri. Surprinde tocmai aventurile unei tinere care ce-a vrut Margherit în fond să-și ironizeze dintr-un anumit punct de vedere moravurile burgheze, toate convențiile sociale. Scandalul izbucnește, este inclusiv romanul interzis, pierde legiunea de onoare romancierul, dar dincolo de scandalul propriu-zis, rămâne fenomenul social, cel al unei feminități libere, dezinhibate. După aceea, vedeți dumneavoastră, trupurile acestea libere, imediat încerc să vă arăt pe muza, pe Kiki, muza din Montparnasse, cea care ilustrează poate cel mai bine spiritul acesta al băietanei interbelice. Este model, dar în același timp un personaj care dansa, își trăia amorurile liber, anunță pe undeva o femeie ar trebui să fie în fond orice persoană face ce își dorește, când își dorește și nu prea ține cont de tot felul și nu și devine pe undeva din obiectul dorințelor subiect. Își afirmă propria viziune, propriile idei, își trăiește viața așa cum dorește, este model pentru nenumărați artiști. Aici este imaginea aceasta celebră, vedeți alb și negru când este surprinsă tocmai influența artei africane în cultura europeană. Dintre scandaluri așa celebre, ca să vă mai amintesc câteva și să vă... în același timp, neapărat să vă amuz cât mi-aș dori să meditați puțin asupra lor, imediat încerc să găsesc imaginea în cauză. Este, mărturisesc, un material mare, un PowerPoint mare, că la curs o să tot discutăm de o groază de imagini și de evenimente. Un scandal memorabil, apropo, muzical, dar în același timp și ține numai de muzică, ține și de balet. Este faimosul Teatru de Champs-Élysées, inaugurat. A deranjat, este opera fraților Perret, dar a deranjat fațada aceea dezgolită cu faimoasele basoreliefuri ale lui Bourdel, fațadă gândită inițial de Van de Velde, dar cum au fost francezii, au criticat creația artistului belgian, în final sunt frații Pere, arhitecții Pere, care preiau tot proiectul în cauză și a deranjat așadar numai fațada, mult prea austeră. Deja suntem fenomenul Art Deco și începe gloria. Dar i-a mai deranjat ceva.
inaugurarea cu ritualul primăverii, Sacru de Printemps, a lui Stravinsky. Și mai ales sunt baletele rusești, care deja erau cunoscute în spațiul francez și admirate, aveau mită glorie. O ritualul primăverii este în viziunea lui Nijinsky, Vaslav Nijinsky, și astăzi viziunea lui Nijinsky este prezentată pe marile scene internaționale. Sunt influențele primitivismului rus, întoarcerea către o tradiție veche de dinainte de civilizație. Nu numai ritmurile respective, dacă ascultăm ritualul primăverii, au șocat, au deranjat, fiindcă el a mai fost respectiva creație muzicală a mai fost ascultată în concert și nu a generat probleme. Baletul însă este cel care a supărat abonații, distinsul public parizian nu a făcut altceva decât să fluiere, să facă scandal, să se adreseze, era un urlet generalizat, spun martorii, să urle la balerine, au povestit balerinele mai târziu, gesturile respective, costumele șochează. În fond, întrebați de-a lungul timpului care este membrii baletelor rusești, au fost întrebați, dar bine, care e secretul succesului? Răspunsul a fost foarte interesant, uimește-i. Această reprezentație, sigur, a uimit. Se renunță, știți, toți costumele clasice de balet, acel tutu, balerinele în rochi, în ținute roz, pastel. Aici vedem niște personaje care vin din altă tradiție, din altă cultură, alți pași de dans. Se spune că a existat un adevărat conflict între Nijinsky și Stravinsky, în ce ritm trebuiau să danseze. E un moment de ruptură, nu numai în istoria baletului. Teatrul în sine, sala de spectacol, modul cum este gândită, decorațiunile, ce se întâmplă pe scenă. A fost un adevărat scandal, însă, care anunță o serie de transformări în estetica europeană, deschiderea către alte surse de influență, către alte modele, către, în fond, alte civilizații. Pe de altă parte, să știți că faptul că cultura aceasta rusă apare, este cunoscută, înțeleasă, văzută de marele public, interesant fenomenul. Și faptul că Stravinsky și mai ales Nijinsky și toți au lăsat influențați, vedeți dumneavoastră, de tradițiile de o Rusie arhaică. Nu au copiat cine știe ce modele, să spunem, din spațiul parizian. Au încercat să imprime baletului respectiv și creațiilor respective. La Stravinsky avem deja de a face cu, ai senzația, o muzică cu disonanțe, cu sună altfel decât ce aștepta marele public. Ori deschiderea aceasta transformă nu numai lumea artistică, ci și gusturile publicului epocii.